Presa, liberă trecere. Bună seara, doamnelor și domnilor, din nou la Presa Liberă Trecere. A trecut un an de când râmnicenii au aflat cine se va ocupa de soarta comunității locale în următorii ani. La momentul respectiv, câștigătorul alegerilor locale, domnul primar Sorin Cârjan, ne vorbea de câteva coordonate principale pe care se va axa activitatea domniei sale. Vorbeam noi de trei obiective primordiale, și anume modernizarea municipiului Râmnicu Sărat, unirea râmnicenilor în jurul proiectelor importante din comunitatea locală și să creștem prestigiul și imaginea municipiului nostru. Vrem să aflăm în ediția de astăzi care este direcția fundamentală către care s-a îndreptat orașul Râmnicu Sărat în acest prim an de activitate din mandatul domnului Sorin Cârjan. Este prezent domnul primar, îi mulțumim, îi spunem bună seara. Bună seara, vă spun și eu, atât dumneavoastră cât și telespectatorilor. Întâi de toate, aș vrea să vă spun că, într-adevăr, a trecut un an de mandat, aproape că nu știu când a trecut acest an, iar prezența mea în fața dumneavoastră se datorează invitației de a veni oarecum în fața cetățenilor, a opiniei publice, la raport și nici de cum nu am simțit nevoia să celebrăm acest moment. Noi, jurnaliștii, simțim nevoia de fiecare dată să vă tragem la răspundere, să întrebăm de ce, cum, ce ați făcut, să vedem. Fără îndoială, așa aș vrea să fie privite lucrurile și nici de cum nu cred că este un moment în care să ieșim în fața opiniei publice prezentând realizările, pentru că nu cred că este cazul. Fără îndoială, Râmnicul a făcut în ultimii ani progrese în toate domeniile. Cred că și ultimul an a adus un plus de valoare comunității, așa încât ceea ce voi prezenta astăzi este o radiografie a activității noastre. Nu înseamnă însă că sunt motive de laudă. Deci n-aș vrea să înțeleagă râmnicenii că am venit în fața dumnealor să ne laudăm, ci nici de cum să informăm cu privire la ce ne-a adus anul acesta în cadrul comunității, cine a adus anul acesta, cum spuneam. Dar ați vrea să ne spuneți măcar două cuvinte cum caracterizați acest prim an de activitate? Un an al realizărilor, un an al reușitelor, măcar în latura aceea a relațiilor interumane, unitatea râmnicenilor? Din toate punctele de vedere, cred că a fost un an bun. Deși, cum apreciam și anul trecut, a fost un an dificil, atât din pricina bugetului, a fost cel mai mic buget din ultimii 9 ani. Societatea, de asemenea, la nivelul întregii țări, trece prin transformări, convulsii, aș putea spune, ceea ce face ca și procesul în care funcționează administrația să fie unul greoi. Legile sunt din ce în ce mai greu de aplicat în direcția în care doresc oamenii, în a-i ajuta, așa cum înțeleg și râmnicenii până la urmă, lucrul acesta. Deci este foarte dificil. Iarăși ar trebui să știți că regimul de lucru este unul draconic. Lucrăm 10-12 ore pe zi și dacă până acum se întâmpla accidental 1-2 oameni din primărie, astăzi este un proces mai accentuat. Cu toate acestea, nu ne ajunge timpul fizic să putem aborda toate problemele pe care le avem în față. Îmi place să cred că proiectele cu adevărat importante nu le-am uitat, activitățile cu adevărat importante nu le-am uitat și, de asemenea, rog pe râmniceni să înțeleagă că atunci când nu reușesc să-l aibă în față, în momentul în care doresc, pe primar sau pe cei care, eu știu, le pot facilita rezolvarea anumitor probleme, să înțeleagă că aceștia chiar sunt ocupați cu probleme importante ale comunității și termenele pe care le avem în față nu ne permit să luăm niciun moment de respiro. Sunteți de 9 ani în slujba comunității din Râmnicu Sărat și oamenii erau obișnuiți cu dumneavoastră să fiți în permanență în mijlocul dumnealor, să fiți în permanență în mijlocul comunității locale. Și astăzi sunt. Dimineața când vin la birou, de fiecare dată sunt așteptat pe scări, discut cu oamenii, când ies, de asemenea, în orice moment ies în oraș și sâmbătă și duminică discut cu oamenii, nu înseamnă că ai discutat cu primarul, înseamnă că ți-ai rezolvat absolut problema, dar măcar la cel mai înalt nivel ai posibilitatea să transmiți anumite informații și ulterior să încerc să-i ajut prin a-i orienta către persoanele care îi pot ajuta. Atunci când problemele ridicate sunt de competența primăriei, pentru că, așa cum spuneam și cu alte prilejuri,
Multe din problemele ridicate de cetățeni nu pot fi rezolvate la nivel local. Dacă sunteți de acord să aruncăm o privire asupra celor trei obiective pe care ni le-ați prezentat în campania electorală din 2016? Cum am spus și la momentul campaniei electorale, ceea ce le-am prezentat muncenilor este un program care se baza pe realitatea cotidiană. Practic am inserat aici doar problemele pe care știam că la nivel local le putem gestiona și de care râmnicul avea nevoie. Nu am emoții că până la sfârșitul acestui mandat, care nu este doar mandatul meu, ci este al întregului Consiliu Local, deci nu am, cum spuneam, emoții că nu vom realiza cele mai multe din lucrurile pe care le-am spus aici și nu pentru că erau ambiții personale sau ale colegilor mei de partid, ci pentru că erau, cum spuneam, nevoile râmnicenilor și problemele pe care râmnicenii le așteptau de multă vreme. Am să-l răsfoiesc împreună cu dumneavoastră să discutăm despre toate obiectivele pe care le-am avut în față. Așa cum le-ați precizat deja, am avut trei obiective importante. Ele au fost abordate simultan, nu înseamnă că trebuie să epuizăm un obiectiv ca să trecem la următorul. Sunt la fel de importante, aș spune, atât modernizarea orașului, cât și acest deziderat de a-i uni pe râmniceni, pentru că sigur poți face o modernizare mai ușoară și o activitate mai susținută dacă vei aduce mai mulți râmniceni lângă noi. Și de asemenea să creștem prestigiul și imaginea orașului, cred că toată lumea dorește să aibă o imagine bună asupra orașului, atât noi cei din municipiu, cât și cei care tranzitează sau care vorbesc despre râmnicul sărat. Cum era și firesc, pentru a fi eficienți în toate aceste obiective, avem nevoie de o reformare, dacă vreți, a administrației locale, înțelegând prin aceasta mai cu seamă a instituțiilor subordonate Consiliului Local. Acvaterm, transport urban de călători și Forțe, care este o societate constituită cu capitalul celor două societăți. Era foarte mare nevoie să venim cu un alt tip de management care să fie mai aproape de cetățeni și, pe de altă parte, să răspundă mai prompt cerințelor venite din partea primăriei și a Consiliului Local. Dar sunt doar trei dintre instituțiile subordonate dumneavoastră. Sunt cele care, personal, am constatat că au mari deficiențe în a-și construi, cum spuneam, managementul bazat pe problemele centrate atât pe administrația locală cât și pe cetățeni. De multe ori existau oameni care vedeau restrictiv aceste probleme și le limitau doar la nivelul percepției, cum spuneam, a managerilor. Astăzi credem că după aproape un an, de fapt, când s-a întâmplat momentul în care s-au schimbat directorii la Acvaterm și la Forțe, credem că funcționăm mai bine. Vom avea în curând la Acvaterm un nou regulament care să privească parcările de rezidență și nu numai, pentru că acesta este unul dintre subiectele pe care și astăzi cetățenii îl dezbat, tocmai urmarea nemulțumirii care, să spunem, se răsfrânge asupra managementului acestei societăți. Dar credem noi că s-au făcut pași importanți. În primul rând că a fost salvată, dacă societatea Forțe, câteva măsuri care s-au luat și plecarea unor oameni, această societate funcționează astăzi și funcționează mai bine decât în urmă cu un an. De asemenea, nu pot să nu remarc revirimentul care s-a produs la societatea Transport Urban de Călători. De curând au achiziționat prin resurse proprii un nou microbuz, urmează în perioada următoare să mai achiziționeze unul, ceea ce înseamnă că lucrurile merg într-o direcție bună. Am să fac o precizare pe care am făcut-o și la momentul respectiv. Nu aduc acuze foștilor directori. Nici de cum. Cred însă că prea mulți ani la nivelul conducerii unei societăți te fac să-ți pierzi entuziasmul, să-ți pierzi motivația și cred că din acest motiv era nevoie de o schimbare. O nouă conducere avem și la ADF Râmnicu Sărat. O altă viziune, clar? O altă viziune. Menționez încă o dată că schimbarea care s-a produs sau schimbările care s-au produs nu s-au produs pentru că aveam ceva de împărțit cu cineva, eu sau primăria, doar că se impuneau acele schimbări. La ADP
Există la conducerea unității un om din sistem, un om care a crescut practic odată cu societatea, cunoștea foarte bine atât nevoile cetățenilor, cât și posibilitățile societății și a îmbinat, cum spuneam la momentul acesta, ritmul de lucru raportat la situația existentă. La momentul, eu știu, pe parcursul acestei emisiuni, am să detaliez pentru că în ceea ce privește ADP-ul, am făcut față de ultimii ani câteva progrese în ceea ce privește tehnica. Am achiziționat anul trecut un buldo excavator și anul acesta vom achiziționa câteva utilaje, ceea ce vor face pe oameni mai eficienți în rezolvarea problemelor cetățenești. Dar haideți să începem de undeva și la obiectivul cel mai important pentru noi, așteptat de recent de altfel, era modernizarea orașului. Și bineînțeles că pentru a moderniza orașul ai nevoie de bani. Cum bine știți, bugetul local este limitat, este un buget sărac. Întotdeauna nu vom reuși din bugetul local decât să funcționăm, nu vom reuși să ne și dezvoltăm. Și aveam nevoie de finanțări europene. Din nefericire, și spun din nefericire pentru că sentimentul acesta nu l-am doar eu, ci toți primarii de municipii, de orașe sau de comune din România, această problemă. S-a schimbat fundamental modul în care se finanțează astăzi în România, din fonduri europene, anumite proiecte. Dacă în urmă cu câțiva ani de zile cel mai important proiect de dezvoltare a fost acela de modernizare a 41 de străzi, astăzi nu mai există o axă prin care să ai posibilitate să accesezi în mod direct pentru modernizare. De asemenea, dacă erau proiecte pentru modernizarea școlilor, astăzi nu mai sunt proiecte pentru modernizarea școlilor sau instituțiilor din subordine, care erau monumente istorice, pentru că acele trebuie transformate în muzee. Există, într-adevăr, un proiect care vizează eficientizarea energetică și am să vorbesc imediat despre el. Deci, revenind, spun că a trebuit să o luăm de la zero. Am muncit și muncim astăzi contra cronometru, pentru că toată munca noastră de ani de zile, practic în noiembrie-decembrie, când s-a finalizat, să spunem, dacă vreți, strategia în privința acestui exercițiu financiar, 2014, dar iată, suntem în 2017, deja 2020, lucrurile s-au schimbat radical. Și în momentul în care dumneavoastră afirmați că munciți și este o muncă continuă în cadrul administrației din Râmnicu-Sărat, vreau să le spuneți telespectatorilor, munciți la realizarea proiectelor, realizarea studiilor. Deocamdată suntem în faza de documentație. Îmi amintesc de anul 2009, când împreună cu domnul primar mergeam prin oraș și le spuneam că am finalizat sau suntem pe punctul să finalizăm niște proiecte și că urmează să primim bani, eram priviți cu neîncredere. Faptul că avem astăzi o experiență și râmnicenii au termene de comparație, îi rog să înțeleagă că dacă, și cred că sunt un om responsabil, măcar de atâta lucruri am convins, că atunci când vorbesc pe lucruri fundamentate și pe lucruri care știu că ulterior nu se mai pot schimba. Îi rog să înțeleagă că în momentul în care aceste finanțări vor fi și validate, vor fi aprobate, proiectele noastre vor aduce mai departe modernizarea la care visăm cu toți. Am să trec succint, pentru că sunt informații de care râmnicenii au nevoie, prin proiectele pe care le avem în față, unele din ele am să vă și spun stadiul în care suntem. Deci avem un proiect pe care îl vom depune curând, amenajarea de spații verzi în cartierul Angel Salinii și extindere Slam Râmnic. Este vorba de 2,79 hectare care vor fi modernizate, vor fi parcuri în cele două cartiere ale orașului. Sigur, aici s-ar putea să fie oameni care spun, dom'le, dar asta ne trebuia nouă. Pentru că mai avem un exemplu, în bariera Focșani. Da. Vă spun că vom accesa întotdeauna toate fondurile care le avem la dispoziție, pentru că mai devreme sau mai târziu avem nevoie de ele. Cele două zone pe care vrem să le reabilităm sunt în centrul cartierelor, sunt zone abandonate, astăzi sunt terenurile productive și pe lângă faptul că, ca și imagine, este o imagine cât se poate de dezagreabilă, ele aduc dezavantaje locuitorilor din zonă prin
Era locul acela de depozitat gunoiul menajer, se depozitează gunoaie, se depozitează de la construcții, produse da. de la construcții. Multe lucruri. Acesta este motivul pentru care am început și asta este ordinea în care au fost deschise axele, nu pentru că am stabilit noi o prioritate a lor. De asemenea, lucrăm la un proiect reabilitare căi de rulare, transport urban de călători aferente municipiului Vâncu Sărat. Deci, practic, cum spuneam, nu mai poți în mod direct să accesezi fonduri pentru modernizarea străzilor, în schimb, putem pe traseele existente ale transportului urban de călători să modernizăm câteva străzi. Și am aici în față, succint am să trec prin ele pentru că lista conține 56 de străzi. Sunt măcar străzi zonele să ni le sigur, precizați. Toate cartierele practic sunt vizate. Intrarea școlii, strada Radu cel Frumos, strada Anghel Salini, strada Modestiei, Alexandru Odobescu, locotenent Savaroșescu, strada Stadionului Oilor, Plantații, Parcul. Deci vedeți, atât în Alecu Bagdad, cât și în Anghel Salini, cât și în Barasca, sunt străzi mai departe, Păun Pinciu, Amurgului, Ștefan cel Mare, șoseaua Podgoriei, Capitan Roșca Nicolae. Avem în vedere și sper să avem succes cu acest proiect pentru că se lucrează intens și este practic și una din puținele noastre șanse ca să ne modernizăm. De asemenea, avem un proiect modernizare și eficientizarea sistemului transport public. Dorim să îmbunătățim condițiile oferite cetățenilor prin schimbarea parcului auto a transportului urban de călători și alte modernizări în ceea ce înseamnă stații. Vom construi o stație de plecări. Sunt mai multe lucruri care vor viza această activitate și, cum spuneam, sperăm să avem succes. Și, de asemenea, o axă care a fost deschisă și de care trebuie să ne legăm este pentru eficientizarea energetică a clădirilor instituțiilor publice, școli. Avem aici în vedere școala gimnazială numărul 1, școala gimnazială Vasile Cristofureanu, cu două localuri, atât școala 1 cât și școala Vasile Cristofureanu și Centrul Cultural Florica Cristofureanu. De asemenea, dorim prin Compania Națională de Investiții să modernizăm clădirea, de fapt să o punem în funcțiune clădirea de la stadion, care practic n-a avut niciodată Clădirea cunoscută sub denumirea de hotel. Hotelul, da. N-a fost deschisă niciodată. Această activitate practic nu a funcționat. Și iarăși un proiect care deci continuați, să păstrăm această clădire, da? Pentru că au existat și acele mici încercări de a vinde clădirea respectivă. Am încercat să o vindem, nu au fost solicitări în acest sens și practic ne obligă situația să facem ceva cu clădirea. Nu înseamnă că cel puțin pe Compania Națională de Investiții la momentul ăsta apreciem șanse, dar este datoria noastră să pregătim aceste proiecte și probabil că vreodată vom avea șanse și cu acest proiect. Un proiect care este destul de avansat, este depus la MDRPFE, la Ministerul Dezvoltării, mai pe românește, pentru ANL vizează construirea 12 locuințe pentru medici. Cum bine știți, pentru noi există o prioritate de ani de zile, spitalul municipal, el este modernizat, suntem la momentul acesta în aceeași situație cu spitale din România, căutăm medici pentru că este o mare nevoie, cum știți, un deficit de cadre medicale. Sper că și această oportunitate care ni se va ivi ne va face mai interesanți în fața medicilor care doresc să profeseze într-un spital modern, beneficiind și de aceste locuințe. Și de asemenea, patru proiecte pe care le-am depus la Ministerul Dezvoltării pe Programul Național de Dezvoltare Locală. Este vorba de restaurarea Colegiului Național Alexandru Vlahuță. El aproape sigur va fi finanțat. Avem garanțiile acestea. Reabilitarea, modernizarea primăriei, a școlii din cartierul Zidar, da? Pavel. Și un proiect care vizează modernizarea străzilor. Pe Programul Național de Dezvoltare Locală, cum spuneam, și aici avem pregătite străzi pe care vâncenii le așteaptă de ani de zile să le asfaltăm. Am să fac o paranteză.
din această listă, vom începe încă de anul acesta, până când, eu știu, el va fi dus la finanțare, să asfaltăm din străzi, din resurse proprii. Vom începe anul acesta cu străzile 8 martie și 9 mai, care sunt în vecinătatea unităților militare. Vom discuta, sper, pe parcursul acestei emisiuni și despre unitățile militare, pentru că o informație care deja râmnicenii au primit-o, am semnat procesul de predare, primire și, practic, la momentul acesta, noi suntem cei care vom hotărâ ce se întâmplă cu acele spații. Și, cum spuneam, e nevoie de deschidere pentru zona respectivă și străzile respective vor fi asfaltate. Din străzile pe care dorim ulterior să le continuăm sunt Budei, Cloșca, Jitia, Pietrele Fetei, Poiana Mărului, Râmnei, Sârbească, Armoniei, Păun Pincio, Alexandru Odobescu și n-am să continui pentru că lista merge până la poziția 55. Deci, într-adevăr, așa cum ați precizat în broșura de anul trecut, a venit vremea cartierelor mărginașe, zonelor de la periferie, pentru a fi modernizate. Și din momentul în care am discutat despre activitatea pe care ADP-ul în principal o va desfășura, adică de la jumătatea anului trecut încolo, ADP-ul s-a adresat în general cartierelor mărginașe, Costieni, extindere Costieni, chiar dacă în extindere, să spunem, cartierul a beneficiat de lucrări importante, a fost nevoie și continuăm de asfaltarea unor parcări. Sper că remicenii să înțeleagă. Sunt multe lucruri de făcut și în zona centrală. Fără îndoială, ne dorim standarde din ce în ce mai înalte, dar trebuie să avem dispit de solidaritate, doza aceea de înțelegere pentru cetățenii care locuiesc la marginea orașului, la periferie și care, iertați-mi termenul, trăiesc ca la țară. Eu i-aș invita pe toți, pe cei curioși, să facă o vizită, așa cum facem și noi deseori în aceste cartiere. Să meargă pe aceste străzi, să vadă care sunt condițiile de acolo, pentru că deloc nu o să le placă comparația. Mergem mai departe, în periplul nostru, prin ceea ce a însemnat și va însemna modernizarea Râmnicului. Am spus că ne dorim să modernizăm platforme de gunoi din zona blocurilor. La momentul în care noi vorbeam despre aceste lucruri, eram aproape convinși că vom avea fonduri europene pentru lucrul acesta. Nu vom avea, dar asta nu înseamnă că vom renunța. Vom scoate în curând din nou la licitație serviciul de salubrizare și vom trece în caietul de sarcină al operatorului ca aceste modernizări, platformele îngropate, să fie incluse acolo. Fără îndoială, prețul va crește, prețul gunoiului, dar nu atât de mult încât să ne descurajeze. Este singura modalitate prin care putem să facem lucrul acesta și credeți-mă, văzând ce s-a întâmplat la Buzău cu o platformă din aceasta îngropată, merită toți banii. Fiindcă am vorbit de gunoi, de creșterea gunoiului, sper că iarăși o să am timp la sfârșitul emisiunii să discutăm un pic și despre ceea ce înseamnă gestionarea deșeurilor menajere, pentru că este o provocare pe care o avem astăzi în față, noi ca și țară, și cred că și noi, râmnicenii, trebuie să ne adaptăm. Vom continua reabilitarea spațiilor verzi și crearea de noi parcuri. V-am spus deja de cele două proiecte, de Angel Salini și Slam Râmnic, dar aproape zilnic în Râmnic se îngrijește un spațiu verde, se plantează o floare. Nu mai târziu de săptămâne trecute, cred că ați văzut și pe zona centru și în altă parte flori, mai multe decât erau în anii precedenți și dorim să continuăm pe linia aceasta. Deschid o altă paranteză, dacă îmi permiteți, ce facem cu cei care descurajează asemenea activități în rândul angajaților de la ADP? Pe timp de zi se muncește, se plantează, cum spuneți dumneavoastră, câte o floare în fiecare zonă și pe timp de noapte se distruge. Nici măcar organele abilitate, nici și sistemul de supraveghere video nu îi descurajează pe cei care practică asemenea activități. Nu reușim să fim de fiecare dată acolo unde se produce fapta, dar datorită sistemului de monitorizare de care vorbeați, poliția locală este mult mai eficientă astăzi. Credeți-mă că cea mai mare parte a distrugerilor în zona în care avem camere de luat vederi este ulterior verificată și se ajung la făptuitori. Numai departe de săptămâna trecută sau acum două săptămâni, pe dig, sălcile care au fost plantate, una din ele a fost ruptă și am găsit imediat făptașul. De asemenea, coșuri de gunoi distruse, bămcuțe distruse, au avut, să spunem, o finalizare investigațiile făcute de poliția locală, gândindu-se făptuitorii. Sper că în timp oamenii nu de teama amenzii pe care poliția locală le va administra, ci de dragul orașului, de
dorința de a conserva ceea ce avem. Cred că acesta să fie impulsul pentru care să-i facă să renunțe la aceste porniri. Nu vreau să ajung în latura de educație, pe care punem de asemenea mare accent, pentru că am ajunge într-o zonă unde probabil că nici până la sfârșitul emisiunii nu vom avea timp să epuizăm subiectul. Merg mai departe, unul din proiectele noastre era o reabilitare a clădirii primăriei și instituțiilor de învățământ. V-am spus că deja ele sunt, două cel puțin din proiecte sunt... Prin eficientizarea energiei, da? Nu, pe Programul Național de Dezvoltare Locală este vorba de primărie, deci de școala Dr. Ilie Pavel, nu de primărie, de Colegiul Vlahuță, care fără îndoială, sper că de anul acesta va începe și procedura adică licitațiile pentru atribuire. Vom construi alte două grădinițe, spuneam. Una deja a fost finalizată în bariera Focșani. Sigur, acolo vor spune iarăși cei care înțeleg mai puțin care sunt la momentul acesta posibilitățile și oportunitățile și o să spună aveau nevoie de curent. Și o să deschid o paranteză, o să discutăm curând și despre curentul din bariera Focșani. Dar avem nevoie și de o grădiniță, pentru că este un cartier cu râmniceni tineri, se vor muta în curând și fără îndoială la momentul acela nu vom mai avea posibilitatea să facem grădiniță. Ea este o grădiniță deosebit de frumoasă, chiar zilele acestea am fost și cu siguranță râmnicenii care locuiesc în zonă vor avea bucuria aceasta de a-și duce copiii la o grădiniță modernă. Spuneam că vom amenaja pe malul râului Râmnic o zonă de promenadă și locuri de joacă. Am început timid, dar am început. Deci am plantat într-o anumită zonă câteva sălci. Am modernizat în zona pieței, am făcut o stație pentru transportul județean și la ieșire. Deci pe malul Râmnicului, dar dincolo de pod, se lucrează acum la un spațiu verde și la o stație de transport județean. Avem de asemenea toate lucrurile acestea, urmarea discuțiilor pe care le-am făcut cu doamna ministru, cu directorul de la Seghea Vrancea. De asemenea, se pregătește un sector de 1,5 km pentru a fi regularizat. Nu am stabilit încă zona, pentru că avem la Râmnic, din păcate, mai multe zone nevralgice, dar sper că în perioada următoare vom stabili aceste zone și ulterior se vor face demersuri pentru a și începe, modernizările. Dacă în fiecare an, și nu am terminat pentru anul acesta, vom face ceea ce am făcut în zona DIG, vă garantez că în 4 ani zona va fi de nerecunoscut. Dar mulți râmniceni nu credeau și chiar afirmațiile noastre din campania electorală anul trecut au strânit așa zâmbetele, au scos la iveală zâmbetele ironice ale multora. Și astăzi strânesc zâmbetele ironice ale altora. Vreau să vă spun încă o dată că tot ceea ce facem, fără îndoială sunt lucruri care ne folosesc, rămân, dar mă nemulțumesc. Și eu m-aș dori mai repede și mai bine să facem lucrurile acestea, dar de undeva trebuia început și sper că timpul ne va fi, să spunem, partener în așa fel încât, după o anumită perioadă, să putem bifa cât mai multe activități. De asemenea, pe DIG, iarăși, cred că este important, am mutat acea platformă de gunoi, care practic făcea ca toată lumea care venea în Gustăra să treacă întâi pe acolo să-și arunce gunoiul și abia pe urmă să meargă să-și rezolve celelalte probleme. Am mutat-o într-o altă zonă mai aproape de blocuri și zona va fi atent monitorizată. Toate lucrurile acestea contribuind la curățenia zonei. Vom extinde rețeaua de iluminat public în cartierul Bariera Focșani și rețeaua de electrificare, că nu o avem. Vreau să vă spun că încă de anul trecut facem demersuri, am făcut pași importanți, dar încă nu n-au început lucrările acolo. Luna trecută am aprobat și indicatorii tehnico-economici. Există proiect tehnic, există și un studiu de fezabilitate pentru partea de rețea. Întrebam pe consilierii locali dacă anul acesta vom putea demara concret proiectul. Este o procedură greoaie pentru că include două instituții. Noi ca și beneficiar, să spunem, al acestor lucrări și Electrica ca partea celor care gestionează rețelele. Va fi iarăși o procedură greoaie de licitație pentru atribuirea acelor lucrări. Dar un lucru este cert. Și până la urmă, lucru care ne încurca de fiecare dată.
suma de care era nevoie pentru aceste lucruri. Vreau să vă spun că avem deja 9 miliarde pe care îi avem pentru devirarea rețelei și încă 16 ne vor trebui pentru realizarea rețelei electrice. Aproape sigur, în toamna aceasta este ultimul termen pe care îl avansez, de data aceasta bazându-mă și pe lucruri concrete pe care le-am făcut, nu doar de supoziții sau garanții pe care alte instituții ni le dădeau. Cert este că vom avea devierea aceasta făcută anul acesta. Și iarăși am să fac referire la o sumă. 26 de miliarde, vorbesc în lei vechi pentru că am observat că încă oamenii folosesc mai degrabă. Deci e vorba de 2.600.000. Deci o sumă extraordinar de mare. Dacă era să o transpunem în străzi, însemnau 10... Sunt bani din bugetul străzi. Local? Bani din bugetul local, cum spuneam, 9 miliarde avem deja pregătiți, pentru că am sperat încă din primăvară să putem să facem, să virăm suma către Electrica. Cum spuneam, Electrica va fi cea care va organiza licitații. Dar un lucru este cert, suntem pe direcția cea bună și chiar în linia dreaptă. Locuitorii de acolo beneficiază și de celelalte utilități? Au la momentul acesta mai puțin gaze, dar restul au canalizare și apă. O parte din cartier are deja rețeaua de electrificare realizat. Vom extinde și iluminatul public și atunci cred eu că în maxim 2 ani acest cartier chiar va putea fi ocupat în proporție de 100% de cei care au deja o formă de atribuire a terenurilor. Spuneam că vom investi în serviciu pentru situații de urgență. Este absolut necesar. Cum vedeți, tot mai des auzim în media, la televiziune, că ne paște un cutremur sau în orice caz un pericol în care va fi necesar să acționăm așa cum trebuie, responsabil. Chiar de curând am fost la un curs de perfecționare adresat primarilor pentru situațiile de urgență. Anul trecut am luat o decizie de a investi o sumă importantă, de aproape 1 miliard, în sistemul de alarmare. Avem astăzi un sistem modern, capabil să ne poată ajuta dacă, Doamne ferește, se întâmplă vreo calamitate. Vom extinde sistemul de monitorizare video al orașului. Nu vor fi axe pentru axe europene, dar grație unui parteneriat se lucrează deja și anul acesta vom finaliza un sistem de monitorizare a celor mai vulnerabile zone ale municipiului. Zonele platformelor de gunoi din zona blocurilor și a parcărilor. Deci în toate zonele din municipiu, în toate cartierele? În toate zonele de blocuri vor fi montate camere de luat vederi, în așa fel încât să putem fi mai eficienți în lupta cu cei care cotrobuie prin gunoaie sau, mai rău, nu aruncă gunoi unde trebuie. Pentru că avem destui locatari care merg cu punga de gunoi, dar nu fac minimul efort de a-l așeza pe toboganul acela care să ducă gunoiul în container, ci îl lasă la vedere, eventual și la discreția celor care cotrobuie prin gunoaie. Și în urmă cu câțiva ani, 3-4 ani, anumite parcări din Râmnicu Sărat erau ținta hoților de mașini, furtul din automobile. Da, fix aceleași. Vedeți, deci lucrurile se leagă și sperăm să fim mai eficienți în lupta împotriva celor care ne provoacă neplăceri. Am ajuns la obiectivul deosebit de important, de care simțeam că avem nevoie, dar care nu îndrăzeam să vorbim, acela de a uni pe râmnicieni în jurul proiectului importante. Sunt tot mai mulți aceia care apreciază. Vreau să vă spun că de anul trecut am avut discuții mai intense, că și până acum o făceam, dar mai intense și aplicat pe ceea ce înseamnă comunitate locală, pentru că, cum îmi place să cred, comunitatea locală nu trebuie să fie doar la dispoziția sau în atenția administrației locale, a primarului, consilierului, ci a întregii comunități, a fiecărui râmnician. Și cum vedeți acest proces? Cum ați reușit sau cum veți reuși? Pentru început, întâlniri. Tot mai dese am avut 2 astfel de întâlniri la primărie cu evenimente, cu ocazii fericite. Ziua Râmnicului, ziua municipiului Râmnicu Sărat în august anul trecut, la care au participat oameni care reprezintă ceva în acest oraș, sau poate exprimarea nu este tot mai fericită, nu că reprezintă ceva, dar sunt implicați activ în ceea ce înseamnă în comunitate, sunt oameni de afaceri, sunt directori de instituții, sunt consilieri și acolo am discutat, credeți-ne, toate lucrurile de care am avea nevoie și cred că astăzi sunt mai conștienți cei care au participat, că nu doar de
de energia primarului și de dorința lui stau lucrurile acestea, ci mai degrabă de energia tuturor celorlalți. Și ați simțit, constatat această deschidere a râmnicianului, râmnicianul agent economic, râmnicianul... Da, în decembrie de asemenea am mai avut o întâlnire de în preajma sărbătorilor. Toate lucrurile acestea, întâlnirea acestea ne ajută. Odată că schimbăm informații, știm mai mult ce nevoi sunt la nivelul oamenilor de afaceri și îmi dau așa speranță că pe viitor comunitatea va fi din ce în ce mai unită. Sunt de altfel câteva proiecte pe care împreună le susținem, cum este echipa de fotbal, cum este spitalul, cum sunt activitățile tinerilor, pentru că sunt din ce în ce mai susținuți. Și am ajuns la obiectivul 3, să creștem prestigiul și imaginea râmnicului, făcând oarecum legătură cu asociația de tineret, pentru că activitatea lor ne face astăzi la nivel național și nu doar național, și european, foarte cunoscuți. Aproape săptămânal vin grupuri din alte țări, tinerii noștri merg în Europa și, credeți-mă, sunt dintre cei mai buni. Ca o remarcă, nu pot să nu remarc faptul că voluntarii noștri, oriunde merg, la facultate sau ulterior, după ce termin facultatea, sunt foarte, foarte buni în munca lor, pentru că această experiență îi ajută. Prestigiul și imaginea râmnicului o îmbunătățim și prin cultură și prin sport și, slavă Domnului, de ani buni acest proces se amplifică. De la an la an sunt tot mai mulți copii care merg către sport, obțin rezultate notabile, de asemenea care se orientează către secțiile Centrului Cultural, acolo unde devin artiști buni, dansatori. Și am remarcat chiar și rezultatele elevilor din cadrul școlilor din Râmnicu Sărat. Tot mai multe premii la nivel național. Premii pe diferite proiecte la care participă, pe diferite discipline. Da, pentru că deși sistemul de învățământ românesc este în impas, la nivel național înregistrăm un regres al activității, nu doar al rezultatelor. În plan local spun că avem încă cadre didactice destoinice, implicați și lucrul acesta are beneficii, aduce beneficii asupra pregătirii copiilor. Sigur că nu doar în sistemul nostru local de învățământ există loc de mai bine, ci și în plan sportiv și în plan cultural și în activității administrației locale și al celorlalte domenii. Deci peste tot este nevoie de o implicare mai mare. Și nu aș vrea, domnule primar, să uităm de râmnicianul de rând, cetățeanul de rând. Toate aceste proiecte pe care le-ați menționat dumneavoastră vor fi demarate, realizate, clar, în beneficiul comunității locale. Toți vom beneficia de ele, dar nu aș vrea să simțim doar această deschidere a agenților economici către administrația locală, doar întâlnirile administrației locale cu oamenii importanți, oamenii de marcă ai municipiului. Vrem să știm și cum realizați acest dialog direct cu cetățeanul din municipiul Râmnicu Sărat. Îi încurajați să-și exprime toate doleanțele, nemulțumirile către instituțiile din subordinea primăriei Râmnicu Sărat? Îmi place să cred că astăzi nu mai sunt râmnicieni care vin la primărie și chiar dacă nu s-au adevărut cu primarul și v-am explicat din ce motive, clar, pe mulți în drum să vorbească cu domnul viceprimar, pentru că poate foarte ușor să mă substituie în relația cu ceilalți funcționari din primărie, dar îmi place să cred că nu sunt râmnicieni nemulțumiți că cineva de la primărie nu-i nu doar din primărie. Când spunem primărie, ne referim și la ADP, și la Acvaten, și la poliția locală, la absolut acum, orice instituție. Știți, sunt și râmnicieni care își imaginează că dacă discută cu directorul de la ADP, este suficient cât să li se asfalteze strada, sau trotuarul, sau bucata de stradă din fața casei. Sunt lucruri care depășesc puterea de decizie a unui director de instituție. Uneori depășesc și puterea de decizie a primarului. Am făcut câteva precizări și sper că râmnicenii au înțeles. Acum, ziceați de râmnicenii simpli. Și noi suntem râmnicenii simpli atunci când plecăm acasă. Toți avem nevoie de anumit confort la nivelul localității și depinde de zona în care locuim să-l avem mai mult sau mai puțin. Așa că eu nu împart pe râmnicenii în oamenii care au, să spunem, trecere, au oarecare funcții și ceilalți. Nu, toți suntem oameni. Pe tocmai de aceea vreau să repar această discuție pe care am avut-o mai devreme. Și rodul muncii noastre
ne va aduce mai devreme sau mai târziu același confort, sper eu, indiferent de zona în care locuim. Am ajuns, dacă sunteți de acord, să discutăm despre trei probleme care nu sunt doar locale, nu le-am trecut în program ca și obiective imediate de realizat, pentru că nu depinde doar de noi. Este vorba de problema câinilor fără stăpân. Și acum, lucru pe care îl fac tot timpul atunci când mă întâlnesc cu cetățenii, îi întreb, deși apreciez că încă mai avem de lucru pe această temă, îi apreciez dacă față de același moment al anului, respectiv vara anului trecut, lucrurile s-au schimbat. Și îmi răspund 9 din 10 că da. Ceea ce înseamnă că sunt oameni realiști care vor să vadă realitatea așa cum este ea pe stradă. Așa cum spuneam, avem o muncă pe care trebuie să o continuăm, susținută, dar tare m-aș bucura dacă și râmnicienii ar face partea care le revine. Și din nefericire, și am să vă dau exemplu numai ultimei campanii de sterilizare, unde s-au prezentat doar 80, de fapt au fost sterilizați 80 de câini, deși ar fi putut să sterilizăm un număr dublu. De ce? Pentru că s-au relaxat, n-au înțeles că este sarcina, conform legii, a deținătorilor de animale să-i sterilizeze, ceea ce înseamnă că ei în continuare se reproduc în curți, sunt dați pe stradă și astfel numărul crește continuu. Cred că la momentul acesta ne sunt mai puțin câini aduși din afară și ăsta a fost și motivul, unul din motivele pentru care am fost mai eficienți în lupta acestui fenomen. Dar este la momentul acesta, să spunem, un aspect care a fost îmbunătățit vizibil și vom continua pe această temă. Problema locurilor de muncă. Sigur că resimt și eu, ca primar astăzi în Râmnicu Sărat, faptul că sunt destui cetățeni care nu au locuri de muncă. Dar iarăși ne-ar trebui o emisiune întreagă să vorbim despre locurile de muncă și vă asigur că unii din cei care caută un loc de muncă nici nu-și doresc orice loc de muncă. Pentru că dacă discutați cu orice agent economic de la Râmnicu Sărat, toți au nevoie de oameni și nu găsesc. Am să vă mai spun un lucru legat de implicare și de rezolvarea unei probleme. Anul trecut, tocmai pentru că eu cred că la Râmnicu Sărat, oamenilor de afaceri, afaceri în special, inițiativelor, li se acordă atenția cuvenită și sprijinul cuvenit, o fabrică de 130 de angajați, între timp cred că au ajuns la 150, și-a deschis porțile. Și s-a mutat în zona industrială, pe alerea industriilor, și a avut nevoie să facem foarte rapid rețea de canalizare și de apă, că nu aveam. Spre surprinderea noastră, din nefericire, am pierdut odată cu dezactivarea zonei industriale și mare parte din utilități. Ei, această fabrică a reușit să-și deschidă porțile pentru că am reușit să ne mișcăm repede și am reușit să facem, cum spuneam, utilități în zonă. Și nu și-a găsit fabrica respectivă angajații? Sau... Ba da. Nu. Da? Același lucru discutam și cu administratorul acestei fabrici și cu alții. Caută locuri de muncă, uneori, funcție de fișa postului, bine plătite. Poate aceea era problema, poate acela era impedimentul. Că sunt așa cum sunt plătiți. O recomandare, un sfat pentru bunicii acelor tineri care sunt în căutarea unui loc de muncă sau a părinților. Să nu mai accepte cu atâta ușurință că nu mi-am găsit un loc de muncă și ca atare, ca să nu plec în Germania, trebuie să stau pe spatele vostru. Dar începutul e greu pentru toți. Pentru toți a fost greu. Fără îndoială, însă, și puteți verifica, chiar m-aș bucura odată dacă ați inițiat o dezbatere publică cu angajatorii, să vedeți cu ce probleme se confruntă atunci când caută să angajeze. Cred că la momentul acesta fiecare societate are nevoie cel puțin de un om. Și nu Iar noi zilnic primim semnale și discuțiile pe care le porc cu râmnicenii aici se situează la nivelul, se deschide vreun supermarket la Râmnicu Sărat, vin investitorii. Deci ei își manifestă dorința de a se angaja. Probabil undeva apare problema. Da, numai că oricât de eforturi am făcut în ceea ce privește cadrul al circulației informației am făcut, probabil că cererea și oferta nu s-au întâlnit sau cel puțin nu s-au întâlnit în curtea noastră a primăriei. Problema prețului apei potabile și apei meteorice. A fost o discuție care nu se mai termina în campanie și până în campanie și după aceea. Vreau să știți, dumneavoastră știți că sunteți o persoană informată,
că facem de mai multă vreme demersuri, sper ca săptămânile acestea să le finalizăm, în așa fel încât procedura corectă de diminuare a prețului apei meteorice să se facă. Nu vreau să intru în amănunte, nu vreau să spun ce am făcut sau ce mi-aș fi dorit să se întâmple. Cert este că, cel puțin în relația cu compania de apă astăzi, municipiul Iulcu Sărat este un partener corect, spunem noi. Avem în față un nou program de modernizare, un nou proiect care va aduce Râmnicului, pe lângă rețele noi și modernizarea altora sau reparații, și bani. Pentru că miza acestor proiecte europene nu este doar să ne dezvoltăm, ci să și oferim agenților din zonă posibilitatea să lucreze, bineînțeles, cei care... Ați spus un nou proiect? Da, deci prin master plan vor fi investiții majore la Râmnicu Sărat, atât în fronturile de captare a apei, cât și noi rețele. Avem în Angher Salini, în Barasca, în cartierul Zidari, zone care nu au beneficiat de rețele la momentul acela, ori din probleme, din motive tehnice, ori din alte motive, și toate lucrurile acestea sunt cuprinse în noul proiect. Domnule primar, dacă îmi permiteți, eu mi-am notat 3 sau 4 lucruri esențiale pentru râmniceni, zic eu. Sunt sigură că și dumnealor declară același lucru. Catedrala din Râmnicu Sărat, gunoiul menajer, gestionarea gunoiului menajer și unitățile militare. Începeți cu care doriți. O să încep cu unitățile militare, că este mai ușor, mai puțin de vorbit. Unitățile militare, cum spuneam, au fost preluate. Am avut deja întâlniri cu consilierii, primii care sunt sau vor fi decidenții în perioada următoare. Nu înseamnă că putem face orice ne dorim să facem acolo, pentru că ne-am asumat prin hotărâre de Consiliu Local ceea ce urmează să se întâmple cu clădirile. În mare parte vor fi sedii de instituții publice. Acesta era lucru agreat de minister. Și amenajarea unor tipuri de locuințe. Că le vom finaliza sau nu le vom finaliza, un lucru este cert, acea zonă nu va mai fi la dispoziția celor care vor să distrugă. Poților de fier vechi sau cum? Deci acolo se va muta sediul primăriei, sediul jandarmeriei, sediul poliției locale, nu foarte târziu. Vor fi necesare însă lucrări de reabilitare a unor clădiri, dar zona va fi, dacă vreți, un campus al instituțiilor publice. Vom amenaja pentru școli câteva spații și așa mai departe. Dar nu un parc industrial, așa cum s-ar fi gândit unii? Este o zonă pe care noi ne-am dorit o să o dar trebuie să facem și ulterior demersuri la Ministerul Apărării, să vedem, pentru că această preluare a fost făcută pe 10 ani. Nu vom putea construi oricând, oriunde, pentru că e foarte posibil ca după termenul de 10 ani să rediscutăm noi termeni de prelungire a acelei înțelegeri. Deci, pe moment, atâta pot să vă spun, se va face în curând o dezbatere publică în privința destinației pe care o vom da acelor clădiri. Vreau să mă asigur că înainte de a da proiecte de hotărâre pentru darea administrării acelor clădiri, că voi consulta râmnicenii, chiar dacă sunt absolut convins că ideile noastre vor corespunde cu ale râmnicenilor, pentru că ne place să credem că avem cunoștință despre nevoile comunității. Vorbim despre gunoi și, i-ați mai spus? Catedrală. Iar e mai scurt. Să vorbim despre catedrală. Aș vrea să nuanțez. Nu discutăm despre construcția unei noi catedrale, pentru că dacă am fi discutat în acești termeni, aș fi fost primul care m-aș fi opus în acestui demers, considerând că nu avem puterea, la momentul acesta, să construim o catedrală. Mai mult decât atât, sunt aproape sigur că bisericile din municipiu, care arată bine, sunt bine administrate, au parte de preoți parohi care sunt cât se poate de buni gospodari, deci oferă condiții suficiente râmnicenilor. Doar că este vorba despre o construcție, nici n-am să-i spun biserică, care este în vecinătatea primăriei, la kilometru zero al Râmnicului, care este pe pragul să se prăbușească. Deci expertiza tehnică ne spune că dacă nu continuăm acum, în momentul acesta lucrările, va trebui să desființăm acea clădire. Este o construcție monumentală. Deci ne vor trebui bani, sume importante ca să o dezafectăm. Așa încât eu cred că ideea pe care domnul Holban, ca primar la momentul acela, a avut-o de a reface proiectul, a venit cu un alt proiect, un proiect care să diminueze până la urmă suma necesară finalizării.
de la 100 de miliarde la aproape 19, cât este astăzi, a fost un lucru benefic. Vom avea în câțiva ani de zile, sperăm noi, 2, maxim 3, finalizată această catedrală, moment în care, în kilometru zero al orașului, lângă primărie, nu vom mai avea parte de această imagine dezagreabilă, dacă mă întrebați, cu un șantier, ce în, lucru, un șantier, da? În lucru. Da? Îi rog pe renunțenți să înțeleagă că anul acesta am alocat o sumă importantă de 400.000 de lei, adică 4 miliarde, dar că ne putem permite. Poveștile acelea că ar trebui să ducem bani la spital, că ar trebui să ducem bani la școli, am făcut-o toți anii aceștia. În 8 ani de zile, spitalul arată foarte bine, școlile arată bine, e loc de mai bine, cum spuneam, dar ce facem și cu... Și atunci cum rămâne cu acel echilibru în bugetul local, echilibru acela pe care tot ne-l dădeați noastră drept exemplu, ca în familie, păi, când trebuie să asigurăm toate domeniile? De asta vorbim, de un echilibru. Deci cred că spitalul, educația, cultura sunt în continuare priorități pentru noi, dar avem la momentul acesta o problemă de rezolvat. Și o rezolvăm în două feluri. Nu există variantă. Ori acum salvăm acea construcție, o finalizăm, ori niciodată și atunci trebuie să ne apucăm să o desfințăm. Eu cred că am făcut pe încet să înțeleagă. Nu este prima mea intervenție. În afară de acest moment al ședinței de Consiliu Local în care am avut proiect de hotărâre, nu am auzit de cori, ceea ce înseamnă că tot din zona... În mediul online acolo au loc aceste discuții. Tot din zona politică a fost reîncălzit acest subiect și prezentat iarăși într-o situație alarmistă, să spunem. Nu este cazul. Cred că la momentul în care vom finaliza această construcție, toți râmnicienii vor aprecia lucrarea în sine. Nu faptul că destinația acelei construcții este o biserică. Dar încă o dată întreb, de ce să deranjeze destinația în sine? Mă întreb și pe dumneavoastră. Nu știu, eu ca primar am datoria să gândesc și să aleg oportunitatea. Cred că la momentul acesta comunitatea are nevoie să finalizeze o construcție, pentru că altfel trebuie să o demoleze. Și vă mai spun un lucru. Așa, ca o ultimă discuție legată de biserică. Ce a creat generația noastră, a celor care am trăit și am fost decidenți după Revoluție? Vă aduceți aminte de un obiectiv dincolo de o școală sau două școli? Vă aduceți aminte de un edificiu, o construcție cu care să rămânem în memoria urmașilor noștri? Deci cred că ar fi această catedrală, această construcție, un exemplu elocvent că nu am trăit degeaba pe pământul acesta. Mi-aduc aminte și discutam. Bucureștiul arată bine datorită istoriilor clădirilor istorice. Păi ne imaginăm că în perioada aceea chiar există, s-au făcut sacrificii. Sunt absolut convins că generații întregi s-au sacrificat pentru a putea să scoată, să aducă omenirii câteva lucruri valoroase. Dar eu cred că s-a vorbit prea mult decât era cazul despre catedrală și ajungem la gunoi. O problemă teribil de grea. Și am să încep așa. Eu vorbesc despre gunoi nu de un an de când sunt primar, ci de 8 ani, de 9 ani, de când am preluat mandatul de consilier și ulterior de viceprimar. Și atrăgeam atenția de atunci, că nu facem ceea ce trebuie. Sigur că noi ca administrație eram datori să organizăm salubrizare stradală, salubrizare, licitații și așa mai departe, să facem curățenie. Dar mai departe, partea noastră de educație civică nu am rezolvat. Păi de ce avem un oraș murdar? Că nu face cineva curat după noi? Nu, pentru că sunt prea mulți cetățeni care aruncă gunoiul. Și am făcut eforturi și sume importante am cheltuit din bugetul local ca să limităm, să spunem, proporțiile dezastrului. Dacă e să mă întrebați, ca om care circul prin țară, Râmnicu Sărat e un oraș foarte curat. Nu mă raportez la Cluj, nu mă raportez la Arad-Oradea. Mă raportez la localități de talia Râmnicului și din zona Râmnicului. Deci Râmnicu este un oraș curat. Sigur că avem puncte nevralgice. La periferie, unde oricâte eforturi am făcut cu ADP-ul și cu poliția locală, ca să limităm numărul celor care duc gunoiul, în continuare sunt prea mulți. Spre aceasta trebuie să intervenim acum. Da? Veți vedea în zilele următoare o campanie de informare a cetățenilor. Este cu referire și la ultima ședință de Consiliu Local în care am aprobat creșterea tarifului gunoiului menajer. Dar atenție! Pentru un lucru pe care legea ne obligă să-l facem. Pentru cei 80 de lei pe tonă de gunoi care se depune în rampă. Deci taxa pentru fondul de mediu, da? Da. Operatorul era obligat
să este obligat și din ianuarie plătește acești bani. Vedeți că este luna mai când am acceptat. Deci 4 luni am sperat să se schimbe iarăși legea, pentru că legea e de 4 ani de zile și s-a tot prorogat termenul de aplicare. Și suntem obligați să recuperăm, să restituim suma din ianuarie până în prezent sau cum? Nu. Nu. Deci va fi cu aplicare de la 1 iunie. Dar oameni buni, noi nu putem să votăm împotriva, deci la rândul cuțărat să votăm împotriva unei legi. Bun, și acum discut și eu ce ar fi trebuit să facă consilierii PSD, să nu voteze, nu? Păi am fi fost dați în judecată și am fi plătit oricum sumele acestea, pentru că așa cum spuneam, erau legate de lege. Dar putem face altceva? Să diminuăm cantitățile. Cum? Foarte simplu. Să începem la rândul cuțărat să colectăm selectiv. Și colectarea selectivă nu se face la ghena de gunoi, ci o facem chiar în casă. Deci avem, și atunci veți vedea cât de mult înseamnă în coșul de gunoi, gunoi omenajer și cât de mult înseamnă ambalajele. Domnule primar, dar iar ajungem la educație. Păi și dumneavoastră, educație, trebuie să facem educație. Am tot discutat despre educație, mai discutăm încă 10 ani de aici înainte. Credeți-mă, Râmnicu a făcut pași importanți în ceea ce privește educația, raportat la ceea ce se întâmplă în țară. Chiar dacă din punct de vedere al gestionării suntem departe, dar din punct de vedere al educației am făcut pași importanți. Credem că în ultimii ani toate campaniile noastre au ridicat nivelul de civilizație, spiritul civic. Credem că la momentul ăsta suntem pregătiți să mai facem niște pași, cei concreți, în care să gestionăm așa cum trebuie. Iar operatorul ce ne va pune la dispoziție? De săptămâna viitoare, sacul galben. În sacul galben vom pune toate recipientele care sunt refolosite, deci ambalaje din orice tip de hârtie, de plastic, de tot ce poate fi reciclat, materiale, da? Da? Le vom și în planul de în pliant veți vedea fiecare, că n-am să intru în amănunt unde vor face, deci la casă vor scoate odată cu gunoiul menajer, dar asta vă spuneam. Atunci veți vedea, veți avea o surpriză. Veți vedea că doar o treime sau mai puțin de o treime este practic gunoiul menajer, gunoi pentru care trebuie să plătim. Restul sunt materiale reciclabile și pe care le vom scoate ca și cantități din cele pe care trebuie să le plătească. Peste 6 luni se va face o nouă raportare a cantităților duse și vom diminua corespunzător prețul. Cu alte cuvinte, la mâna noastră stă prețul pe care îl vom fixa la gunoiul menajer și nu la operator care ne-a cerut astăzi un preț. Și în zona pubelelor, în cartierele de blocuri? La blocuri ne dorim într-o zi a săptămânii, de fapt ca și la case, să scoatem odată cu gunoiul menajer acești saci pe care, într-adevăr, trebuie să îi ținem în casă și să avem grijă să punem în ei materialele care trebuie. Sunt multe lucruri de discutat și despre deșeurile de origine animală, care, deși nu e treaba operatorului, operatorul le ia astăzi și se descurcă cu ele. Cu cel de natură, deci deșeurile de natură vegetală sau cele rezultate din construcții. Perioada următoare rog pe râmniceni să-și treacă pe agenda personală această problema de gestionării deșeurilor, pentru că nu este doar problema primăriei. Și lucrul cel mai grav care ne se poate întâmpla este să primim amenzi foarte mari, de ordinul miliardelor, pentru că și noi ca țară, România este pasibilă, a fost deja sancționată de Comisia Europeană, mai sunt câteva termene de căi de atac pe care România poate să le facă, dar din ce am înțeles, în maxim o lună, vom plăti undeva la 134.000 de euro pe zi pentru neconformitate. Eu, ca cetățean, văd primul pas simplu, dacă noi suntem nevoiți și vom fi amendați, și dumneavoastră să-i sancționați pe cei care nu vor respecta regulamentul nostru intern. Suntem pregătiți să o facem, dar încă o dată, suntem în situația în care nu ne ajută faptul că am sancționat niște cetățeni. Îmi place să cred că este un semnal de alarmă pe care am tras și nu prima dată și că cei mai mulți dintre râmniceni vor înțelege. Dacă cei mai mulți dintre râmniceni vor înțelege, atunci și poliția locală și operatorul vor fi mai eficienți în lupta împotriva celor care nu înțeleg. Fie prin sancțiuni, fie prin alte forme de coerciție. Domnule primar, cred că ne-ar mai trebui încă o ediție sau două să mai discutăm despre proiectele și intențiile noastre la Râmnicu Sărat. Vă mulțumesc pentru ediția de astăzi. Și eu vă mulțumesc pentru că mi-ați dat ocazia să vorbesc din nou cu râmnicenii. Fără îndoială, am lucruri importante le-am scăpat. Termenul alocat emisiunii nu a fost cuprinzător ca un an de zile să putem să-l aducem în față dumneavoastră. Sunt instituții care muncesc și muncesc bine și despre care nu am vorbit nimic. Sunt funcționari care muncesc și muncesc bine și nu am vorbit nimic.
Eu vreau să le mulțumesc tuturor acelor care au înțeles că anul 2017 nu înseamnă doar un nou început de ciclu electoral, ci că o nouă etapă în care Râmnicu a ajuns, o etapă în care trebuie să muncim mai mult, să fim mai eficienți și mai inspirați, în așa fel încât Râmnicul nostru să devină un oraș mai bun în care ne dorim să ne creștem copiii și nepoți. Încă mai credeți în acea deviză, Râmnicul sus? În fiecare zi spun Râmnicul sus de cel puțin 5 ori și de fiecare dată cred că discuțiile pe care le-am cu râmnicienii sunt de natură să-i convingă că în mâinile dumnealor și mai puțin ale mele stă viitorul acestui oraș. Aveți dreptate. Mulțumim domnului primar Sorin Cârjan, bineînțeles vă mulțumim și dumneavoastră și toate aceste probleme pe care domnia sa ni le-a prezentat în această seară, toate cele obiectivele importante, proiectele cele mai mari le vom rediscuta în edițiile viitoare. Numai bine, la revedere, sănătate! Presa liberă trecere.